Asta e clar. Iago Gonçalves, centrare respinsă de Ciobotariu. Corner pentru Sibien. S-ar putea, Mădălin, ca acel succes cu 6-2 cu Poli Iași să fi făcut mult rău, pentru că de atunci Hermannstadt n-a mai reușit să câștige. A fost și pauza pentru meciul echipei naționale. Practic după acea pauză Hermannstadt a căzut. Bate Balaure și Murgia de data asta, tot de acolo, tot la fel, reușește să reducă din diferență. Acum s-ar putea să-i pară și mai rău lui Coman. Murgia își readuce echipa în joc. Este al patrulea gol marcat de Murgia în acest sezon, golgeterul echipei lui Marius Măldărășanu. Revedem cât de liber a fost, exact ca și la cornerul de acum. Asta spun, 4 minute, 5 minute. Minutul 48 cred că a fost celălalt corner. Unul la 2 și ce meci avem abia de acum încolo. Uite, Murgia n-a marcat niciodată mai mult de 2 goluri într-un sezon. De fapt a avut, atenție, în toată cariera sa a marcat numai 7 goluri până acum. 3 dintre ele la Sibiu, iată. A mai avut unul în sezonul 2020-2021 la SPAL și 2 goluri pentru Lazio în sezonul 2016-2017. Astea sunt singurele sale reușite. Dar, e adevărat, Marius Măldărășanu îl folosește într-un alt fel de sistem. Îl joacă mai degrabă box-to-box. Murgia în Italia juca la închidere. Da, și Murgia, dacă ți-aduce aminte, față de momentul când a venit la Hermannstadt, e mult mai ofensiv. Era mult mai defensiv. Da, asta spun, că Măldărășanu și-a jucat mult în sistemul 4-1-4-1 cu Murgia mai avansat alături de Ronaldo Deaconu. Cam asta e filozofia lui Marius Măldărășanu. Oare ce se întâmplă? Durează cam mult verificarea la VAR acestui gol. Nu pot să-mi dau seama. N-a atins absolut nimeni mingea acolo. O fi fost vreun fault în careu în altă zonă? E singura explicație, nu? Să vedem. S-or fi îmbrâncit jucătorii pe acolo. E singura mea explicație, alta nu pot să găsesc. Poate revedem golul ca. Bine, să... ce explicații... Ar putea să le explice și Marcel Bârsan, măcar ce se verifică. Băieții au întrebat ce se întâmplă, de ce s-ar... Și pot să-i explic arbitru, se verifică un fault sau se verifică... Adică să înțelegem și noi și toată lumea. Plecați, plecați, a fost răspunsul Marcel Bârsan. Da, din punctul ăsta de vedere îmi place, știi cine mult mai mult? Viorel Fluieran, care totdeauna când... Da, să știi că sunt mai mulți care explică, da, pentru explică, că e normal, explică, spune, domnule, se verifică, lasă-mă puțin, verific un fault, s-ar putea să fi fost un fault în careu al lui Bejan sau al cui o fi fost, nu pleacă, pleacă, asta cu pleacă, pleacă, a dispărut de vreo 30 de ani. Da, și sunt deja, iată, 2 minute și ceva de când se verifică. Tocmai la VAR, da, adică din respect. Din respect pentru toată lumea implicată, am putea și noi să știm. Mi se șoptește din car că e posibil pentru un offside să verifică. Uite aici, vezi? Mulțumesc colegilor din car pentru această reluare edificatoare. Uite, vezi? E fază complicată pentru că este acolo... Da, dar era în spatele lui Dende, jucătorul aflat în offside. Nu era în fața lui Dende, Mădălin. Da, dar e pe traiectoria mingii și îi obturează, știi cum e? Că el nu atinge mingea, nu da, cred da, că a e în spatele lui Dende, cum îi obturează? Ce îi obturează? Părut, mie mi s-a părut că erau acolo, în fine, stai să vedem, fază oricum grea pentru Iulian Dima, respectiv Cristina Trandafir. E pe traiectoria mingii, însă ți-am zis, mie mi se pare că e în spatele lui Dende. Are contact cu portarul și e posibil să... Se consideră că influențează faza. Sergiu Buș, dar nu el a fost acolo, nu cred că el a fost, ci Chițu, ia să vedem. Se duce Marcel Bârsan la VAR. Ai, uite, asta n-am mai văzut-o până acum, asta cu offside-ul și...
Adică ori e offside, ori nu e offside. Asta n-am mai văzut-o să se verifice offside, dacă nu, cumva se verifică altceva. Un fault la portar al lui Chițu, da. Vezi? E posibil să se, da, să se verifice, dacă nu, cumva a fost fault al lui Chițu. Ce zici? Că e doar să o vedem, imagine statică, da, aici. Să vedem o imagine în mișcare. E clar, poziția este de offside, dar acum se pune în discuție și dacă influențează faza și dacă e fault. E până la urmă chestiune de interpretare aici, Cătălin. Să știi că asta e chiar o fază. Fază complicată. E fază complicată. Este offside. Asta indică Marcel Bursar. Vrei să spun ceva? Eu cred că are dreptate. Da, dacă îl împinge acolo sau da, e pe direcție. Că asta a și stat cu mâna pe, pe portar. Poate dacă nu-și folosea brațul acolo Chițu, s-ar fi considerat că nu influențează, pentru că mingea s-a dus peste el. Dar pentru faptul că se duce acolo în portar, da, și aici Marcel Bursan, care ne demonstrează că e Marcel Bursan, dă un galben pentru protest. Normal. Dar rămâne 2-0 până la urmă între Hermannstadt, între Șepși și Hermannstadt.